Slăvit să fie Domnul, în veci de veci, așa cum frații au cântat. Domnul merită toată slava și toată glorie. Mulțumesc Domnului să fiu în această seară aici împreună cu soția. Mulțumesc prietenului meu, Nelu Tecar, că m-a scutit să conduc mașina pe drumul acesta greu în România. Domnul să-i răsplătească că a făcut lucrul ăsta pentru lucrarea lui Dumnezeu. Sunt bucuros să văd mulți prieteni aici, mulți cunoscuți. Cu m-am întâlnit în America, m-am -am gândit unde te-am văzut și cred că am nimerit în Springfield, Missouri. E mult de atunci, dar în memoria îmi lucrează și mă duc aminte că ai scăpat de America. Tu ai fost sezonier noi suntem pe viață. Sunt bucuros să fie și Gicu cu Tabita, cu familia cu corcii astăzi aici Dumnezeu să vă binecuvinteze la Biserica din Zorilor um, pentru un moment aș vrea să rog soția mea să stea în picioare avem 41 de ani de căsătorie, ne nepoți thank you iubire um, mă simt vă să zic ceva și de tine, ți, -ți zi bine copiii în Atlanta misiunea noastră a început în Data de 4 iunie în Atlanta, în Georgia. Acolo am mers pentru un botez. Erau 17 persoane pe listă care s-au botezat. Eu misionez de mulți ani. Acolo e departe de Portland, de la mine, până acolo 5 ore și jumătate de zbor cu avionul. Am slujit acolo două slujbe în duminica de 4. Erau și pe listă, dar în timp ce noi am predicat dimineața, ceva s-a întâmplat că seara au fost 18. Un uh, frate, un prieten al nostru a venit și el la biserică să vadă cum e la botez. Seara s-a ridicat cu lacră în ochi și a spus, primiți-mă și pe mine, cred că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Și a murit și pentru păcatele mele. În ziua aceea el a primit pe Domnul și l-a botezat și pe el, a fost extraordinar. În data de 18 am ajuns în Italia, în Bologna, în Bolonia, cu fratele Gicu și cu Dina și cu Tabita, să botezăm pe Marius, fratele lui mai mic, și pe Maria, soția lui, care a fost la convenție în Australia, românii din Australia, în ianuarie fac convenția românilor din Australia și Noua Zeelandă. Adevărat tema a fost dragostea lui Dumnezeu. Am predicat acolo despre dimensiunile dragostei. Începe apostolul și spune lărgimea dragostei lui Dumnezeu. Prima dată îmi spune cât e de largă dragostea lui Dumnezeu. Adică cuprinde tot pământul, toate neamurile, toate triburile din lumea asta. A fost în Africa, în tribul Masai, niște oameni pitici așa mici, săreau un sus de bucurie căci Hristos este și mântuitorul lor într-o junglă din Uganda, am botezat o grupă din ei, trăiesc în jur la medie la 40 și ceva de ani, mor pentru că dorm afară, dorm, trăiesc greu, săraci, n-au mâncare, cântau și ne-au pus în cântările lor că au venit albi să ne aducă mâncare, să nu murim de foame. Dragostea lui Dumnezeu îl largă pe tot pământul. Biblia spune despre lungimea dragostei lui Dumnezeu. Ea este lungă, Parcă nu se mai termină. În Isaia, poate lucre cu mine cel ce pune acolo sus versete, în Isaia, capitolul 54, la versetul 10, Dumnezeu face o declarație despre iubire. Și este foarte puternică. Pot să se mute munții. Ce se mai întâmplă? Să mute munții, mișcă în inima mărilor. Să înseamnă tsunami. Când mișcă acolo, scoate apa și neacă tot. Dar Duhul Domnului spune acolo prin prorocul Isaia, chiar dacă s-ar muta munții, s-ar mișca dealurile, dragostea mea nu se mută. Nici legământul meu de pace, zice Domnul care are milă de tine. Cât e de lungă dragostea lui Dumnezeu? Un predicator tânăr, că e seara asta tineretului, am înțeles, mulțumesc că ne-a dat loc să predic pentru voi, să încerc să fac asta, Um, în Ieremia, predicatorul acesta tânăr, copilul acesta tânăr, vorbește și el. Dumnezeu îi spune să ducă să țină o predică la adună, adunarea generală a lui Israel și zice așa: Vorbește Jehova, m-a trimis. Dumnezeu lui Israel, Ieremia 31 cu versetul 3 și spune și el: Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire. Ne greu să iubim 10 ani, 20 de ani, noi avem 41 de ani. Parcă e tot mai frumos. Te iubesc cu o iubire veșnică. Cât e de lungă dragostea lui Dumnezeu? Se veșnică. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Adâncimea dragostei lui Dumnezeu, când am vorbit de asta, probabil s-a regăsit Marius acolo. Știți cât e de adâncă dragostea lui Dumnezeu? A coborât până la tine. Atât de jos a coborât dragostea lui Dumnezeu până chiar la tine. Cu păcate, cu adulterul, cu minciuni, cu mizerie. David când cântă o cântare în Salmul 40, pune-te rog Salmul 40 de la versetul 1 pe arfă, cântă, își cântă cântarea lui. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătele, să striga în gura mare. Nu vorbeau, era disperat. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirile, ăsta era noroi. Și nu era numai atins de noroi, așa, pe haine, pe picioare, ci era stupat în noroi, în fundul mocirile, în groapă, unde se moare, de unde nu mai ieși niciodată. Biblia zice că el a simțit o mână, e cea mai lungă mână și cea mai puternică, e mâna lui Dumnezeu, e mâna iubirii. A simțit odată în groapa aia unde se moare în mocirile o mână și m-a scos. M-a scos din groapa pe el, din fundul mocirilor, m-a întărit pașii, adică nu mai putea merge nici în picioare, era terminat, era plin de noroi, râdea lumea de el și bătea joc, arăta rău. A văzut că poate sta în picioare. Mi-a întărit pașii și el nu mai putea vorbi. Nu cânta, era un om închis într-un colț, închis în el. Era un, un coșmar în cugetul lui. Poate cum ai și tu, neliniște. Și deodată i s-a deschis curea să cânte. Și cânta ca niciodată, ca voi. Pus în gură o cântare de laudă. Mi-a pus în gură o cântare pentru Dumnezeu nostru. Și a văzut mult lucrul ăsta și s-au pocăit și ei. S-au temut de Dumnezeu. Haleluia! Cât e de adâncă dragostea lui Dumnezeu în fundul morcirii. Tu nu poți să fii așa de jos. Cât de jos a coborât iubirea lui Dumnezeu. Poi zice că înălțimea dragostei lui Dumnezeu. Eu am gândit în mintea mea, mare s-a auzit această predică, să a spus, vine după mine în noroi, mă scoate de acolo, și unde să mă pună? Apocalipsa 3 cu 21 nu este un alt loc mai sus, e pentru cei de pe pământ, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine, pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și tata mi-a dat să stau cu el pe scaunul lui de domnie. De vreo 2000 de ani domnește Hristos pe tron. Tata i-a dat tronul lui ca biruit și a zis, condu tu! Toată puterea i-a fost dată în cer și pe pământ celui ce a biruit, Domnul Iisus Hristos. Și el scrie o scrisoare în Apocalipsa la o biserică și a zis, Ioane, spune-le că la biruitor le dau și eu să se adă cu mine pe scaunul meu de domnie tu vei domni cu Hristos. O de ani. El va fi rege și noi vom guverna cu El. Haleluia. Este cel mai înalt loc pe nu de domnie să fii prinț să guvernezi cu regele. Când am terminat predica acolo, Marius s-a dus la Gicu și a spus că ne-a fărut cine să vină la mine cu lacă în mine ochii. Nu, no, aș vrea să-i spun că și eu M-aș și eu, și, dar ce pași, ce trebuie să fac? Dea Domnul și în această seară să mai fie cineva ca și Ionus din Atlanta să știe, o să spunem ce trebuie să faci, dar nu rata seara asta, că poate mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Deschide-i singurului prieten, spune cântarea, plângându-ți vina ta cu amar, că dacă și el se va duce, poți plânge în veci, va fi în zadar. Fie dar seara asta, seara când să se deschizi inima pentru dragostea lui Dumnezeu și să fii sigur că numele tău este scris în ceruri. Nu este un har mai mare, nici să predici, nici să scoți demoni. În Luca, capitolul 10, versetul 20, după o evangelizare care au făcut-o apostolii, cum și noi mergem, au venit la Domnul, așa de bucuroși, că a zis: Și si duhurile rele ne sunt supuse, supuse. ne-ai făcut mari, mari predicatori. Și Domnul s-a uitat la ei, că de um, bucurie efemeră și uh, la ce ne putem noi bucura, ce am cântat noi, ce am predicat noi. Și a zis: Totuși, nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse. Bucurați-vă! că numele voastre sunt scrise în ceruri. Amen. Îmi vine să-mi fac o verificare în seara asta. Poate ar merita și tu să te gândești în mod foarte serios. Este scris numele tău în ceruri? Dacă nu, în seara asta, roagă-te că Dumnezeu e bun și zi, Doamne, nu sunt interesat de nimic mai mult decât să am numele scris în ceruri. Era lucru care l-a dorit tâlharul, de pe cruce. Unul din cei doi. Unul a vrut încă viața asta. Smulge-mă din cuie, scoate-mă de aici. Celălalt a spus nu. Nu mai întrebuie viața aia, viața asta. auz, dacă eu nu-s vrednic, a spus Tălharu. Dar tu ai o împărăție, pe tine nu te omoară moartea. Tu vei omorâ moartea. Tu ești rege, tu ai împărăție, tu ai prietenii tăi, tu i-ai scris pe listă, N-ai putea când vin împărăția ta să-mi pomenești și numele meu? Extraordinar! Cât tălharul n-ai putea să faci în seara asta? Să zici lui Dumnezeu, n-ai putea când vin împărăția ta și-i strigi pe Sfinț la mare marele apel să-mi pomenești și numele meu, să-mi aud și numele meu? Și Domnul a zis, da, se poate! Astăzi vei fi cu mine în rai! Aleluia. Iată, dar aceasta ne-a făcut să spun lui Marius ce are de făcut, i-am trimis prin email lecțiile de botez, în 23 iulie vom avea botez, mă întorc acasă, mă ocup și de candidații de botez, vreo 40 se botează, de care și un nepoțelul meu, Isaac Junior, va mărturisi, Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt, abia aștept să mă duc acasă, să ai al doilea nepot care să botează în apă. Și Marius a perseverat, a luat în serios, el și Maria și în 18 l-am înconjurat rudele i-au dat flori și Domnul i-a dat cerul și bucuria mântuirii a făcut legământ cu Domnul a fost extraordinar să fim acolo am observat fratele Vasile a citit și vreau să mă duc pe ideea care a început el de la început cu dușmanul ăsta teribil, lumea pustul lui Ioan a scris la 1 Ioan, capitolul 2, la versetul 14, ați văzut ce scrie acolo? Că dușmanul tinerilor îi aprecia pe cei ce au biruit lumea. Trebuie deci, să pornim spre un război teribil în seara asta. Vă scriu la părinți, la tineri, la care ați biruit. Și mai jos spune Biblia că tot ce are lumea asta, cu tot ce vine ea în vitrină, ofertele lumii sunt Scris acolo, pofta a firii pământești, numărul unu. Se luptă teribilă, care trebuie să o învingi. Nu lucra asta sau ai biruit-o asta, mai vine una poftă, ochi prin geamurile astea. Oamenii se uită și îi pofte și nu se mai satură. Nu neapărat numai la un meci de fotbal, că stă două ori acolo, dacă au prelungit, stă patru. Da să plictisește la adunare. De acolo stă cât trebuie să se uite la alte, alți la filme lungi. Nu mi-a plăcut niciodată, că sunt minciuni filmele toate, nu e nimic adevărat. Dar stau și să uite, po pofta ochilor, nu mai, nu mai, nu se satură. Dacă cumva e lecuit cu asta sau dacă e orb și nu mai poate vedea, s-ar putea să-l ispitească a treia. Cât ar fi cu pantalonii lupți, dar să se laude, lăudă la a vieții, de la copiii mici, uitați-vă la ei. Am mea bicicletă e mai frumoasă. Am mea mașină, am mea... și începe omul să se laude. Greu e să stai lângă un om care se laudă. Nu se foarte greu. Când încep oamenii să se laude, te, 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 este teribil să stai. Nu și Dumnezeu, cum ne mai suportă. Pornim la război în această seară să biruim aceste trei uneltiri. Trebuie să. Biruim lumea asta. Dragostea lui Dumnezeu nu rămâne în cei ce ne-au biruit lumea. Am ales din Vechiul Testament un luptător și am zis eu așa, m-am gândit astăzi să-i fac o, un titlu la idee asta înainte să plec din Beclean. Drumul lui Gedeon spre biruință. A pornit. totuși să birui în Apocalipsa scrie, celui ce va birui, ați văzut, voi da să șadă cu mine. La altă biserică îi spune, celui ce va birui până la sfârșit, îi voi da un nume nou, o piatră albă pe care va scrie un nume nou care nu știe numai cel ce l-a primit și cel ce l-a dat. Îmi voi scrie numele meu pe el. Celui ce va birui până la sfârșit, îi voi da să mănânce din pomul vieții care e în raiul lui Dumnezeu. Celui ce va birui îl voi, până la sfârșit îl voi pune să conducă neamuri cu toiac de fier. Celui ce va birui, voi da putere să nu-l biruie moartea a doua, să trăiască veșnic. Extraordinar câte binecuvântări. Sunt vreo șapte binecuvântări acolo de biruință. Doamne, dă-ne biruință, Doamne. Ajută-ne să biruim. Ce, ne va încurca oare lumea asta cu poftele ei să ratăm cerul? Să învățăm de la un om astăzi care pornește spre modelului, pentru că e programul tinerilor, suportați-mă să îi apreciez pe ei și să lucrez, noi toți ne simțim tineri, de la mine în jos toți sunteți tineri. Hai să vă spun ceva, în Biblie scrie într-un psalm că bătrânii vor întineri ca vulturii. Fac o paranteză, voi vă citesc ceva din, despre Gedeon. Știți cum întineresc vulturii? Că atunci o să vedeți cum vor întineri bătrânii. Vulturul când simte că e bătrân, când vrea să-l lase puterile, mănâncă bine, se duce pe cea mai înalt pisc de stâncă, cât mai sus, smulge toate penele de pe el, el cu ciocul lui, își freacă ciocul de stâncă până sângerează tot, se leapă de, de sine, de el. Și rămâne acolo până îi cresc pene noi, un cioc nou și va fi din nou tiner. Așa că uh, problema asta în tinerii nu e ușoară, trebuie să renunți, să tu pe tine să te pui la punct, să arunci tot ce e rău, ce trebuie aruncat și să uh, crească altele noi, aripi noi, să te poți spluti din nou, să fii de folos acum și aici, să nu mai spui, pe vremea când eram noi tineri, lucra Dumnezeu. Pocăiește-te frate, aruncă tot și cere de la Dumnezeu pe vremea asta să se facă minuni și semne. Amen. Dumnezeu este același pe vremea aia, e același în seara asta și după ce noi adormim. Tineri scumpi și dragi, veți fi mai buni decât noi. Dumnezeu va lucra cu putere că Dumnezeu este Dumnezeu, slavă Lui. Stați în picioare cu mine pentru câteva minute sau câteva secunde să citim măcar o bucățică despre Gedeon și apoi ne vom uita și în context. Judecător, capitolul 6, de la versetul 11 până la 16 inclusiv, câteva versete, pagina Sfânta Scriptură 267, apoi... A venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, fiul din familia lui Abiezer, Gedeon, fiul său, bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule! Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun: Nu ne-a scos Domnul, oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis: Du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai mică, săracă din, cea mai săracă din manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Amen. Vă rog să reluați loc. Hai să pornim împreună în câteva minute, cât timpul ne și permite. Aici fratele Vasile și Sădmăreanu, Pavel, mi-a zis că aici nu sunt așa mari legi, nu-i strict, dacă depășești două minute, frații, nu sună soneria. Eu să încerc să nu depășesc mult, este vară, este cald, eu am mai fost astăzi la o predică undeva, și mâine zburăm cu escală în München și de acolo escală în Frankfurt și apoi încă 10 ore și jumătate până pe coasta de vest în Statele Unite, în Portland. Domnul va fi cu noi, ne va da putere. Amen. Drumul lui Gedeon spre biruință. în contextul unei stări dificile a poporului lui Dumnezeu de atunci, seamănă foarte bine cu asta, Dumnezeu a venit la Gedeon și a spus, o să fie rezolvare. Ce era atunci? Madian, zic eu, lumea asta cu păcatele ei, ați văzut ce are, și o forfotă în lumea asta, e foarte nesigur, și în America. Și nu numai. Nu ești mai sigur să te urci în avion? Nu ești mai sigur să mergi pe drum? Nu ești mai sigur să te fii la o adunare în publică mare? Se pot întâmpla atâtea lucruri, deja intrăm într-o alertă. Așa erau ei, Semănau când se cocea grâu. Venea Madian cu toate animalele și trecea peste el, îl făcea praf. Furau ei, luau, în, ăsta bătea grâu, un teasc, cel mai mic copil din familie, îl făcea turte, așa, să-l ascundă de Madian, să aibă provizii, să mai ia de undeva de sub les pe zelea, din, din peșteri. Fiecare cu peștera lui, fiecare cu grâul lui, fiecare cu gropile lor. Doamne, ferește! Fiecare cu, cum ar fi, fiecare cu biserica lui, fiecare cu grâul lui, tot felul de lucruri se întâmplă astăzi. Nu știu, pe la voi, pe la noi. E voie și așa, se zorzonează, unii, nu mai știi ce se întâmplă. Fiecare cu grâul lui, fiecare cu peștera lui. Sunt multă confuzie. Și Dumnezeu nu vrea Și poporul e foarte divizat total lipsea unitatea pe vremea aia în poporul lui Dumnezeu. Este unitate în biserica asta, este bis unitate în bisericile din Cluj, din lumea întreagă, căci Hristos asta s-a rugat în Ghețimani. Foarte insistent. Tată, vreau ca aceștia să fie una, cum eu sunt cu tine. Și vreau să fie una ca să cunoască lumea, căci tu m-ai trimis pe mine. Deci, de ce nu cunoaște lumea, căci Dumnezeu l-a trimis pe Hristos, că nu suntem noi uniți. Era foarte divizați. Noi nu avem dușmani între noi. Mai, eu mai am unul. Am spus în porul la o predică că mai am un dușman. Cu ceilalți m-am împăcat. Și oamenii s-au uitat, frate, ben, mai are, mai are unul. Asta e diavolul, nici n-am de gând să mă împac cu el. Dar de la el încolo noi nu mai suntem. Voi ne aveți de luptate pe capitolul 6, împotriva cărnii și a sângelor, unul cu altul. Noi avem dușman comun. Trei dușmani puternici. Seara să ne ocupăm numai de lume. Diavolul, lumea și noi înșine. Firea noastră, am văzut acolo. Nu putem scăpa de noi. Nu ne putem îmblânzi pe noi, cine să biruie pe sine, spune cartea, e mai tare decât unul care a biruit cetăți, ziceți, amin. Care v-ați pe voi. Nu pot, am putut să tac. Nu m-am putut abține. Încearcă până mâine măcar, că mâine n-ai să mai vorbești ca și astăzi. Zdrobește firea ta, abține-te până mâine. Um. Nu era unis de deloc, era foarte rău. Fiecare era cu tribul lui, cu luptele lui, cu grâul lui, nu era nimic împreună. În cadrul ăsta Dumnezeu s-a dus și a zis Gedeon, s-a prezentat la el, nu poți să birui, nu poți să faci lucruri mari dacă nu te întâlnești cu Dumnezeu. Este foarte important să auzi despre Dumnezeu, dar și să te întâlnești cu Dumnezeu. Iov a scris 41 de capitole, scrie la Iov, în care scrise din auzite. Am auzit despre tine, spune în capitolul 42, dar acum ochii mei te-au văzut, m-am întâlnit cu tine. Și ce schimbă asta? Una e să auzi de Dumnezeu, mereu să auzi, de asta îmi place, de asta nu-mi place, și alta să te întâlnești ca și Pavel pe drumul, spre Damasc, Saul din Tars, din Cilicia. Când te întâlnești cu Dumnezeu, nu-ți mai place de tine. Asta e dovada că tu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Mereu nu-ți place de tine. Cât timp îți te apreciezi și te autoapreciezi și vezi pe alții ca și uh, fariseul ăla, nu ți ca ăsta și mai special ca el, tu nu ai relații cu Dumnezeu. Când te întâlnești cu Dumnezeu, nu-ți mai place de tine. Eu vă scris, mi-e scârbă de mine, și mi-am propus să mă pocăiesc în țărână și cenușă. Amin. Atâta timp când mai găsești greșeli la tine, ești pe drumul bun, frate. Mai mă întrebă cineva, cum ești sate bine? Păi zic, aproape bine. Cum aproape bine, frate? Deci tu, eu sunt la foarte bine în sus. Dar nu, unde s-a urcat el, că binele e unul singur, Dumnezeu. Așa zice în Biblie. Mereu, mereu se sfârșește o zi și nu mi-a plăcut. M-au învins atâtea lucruri, puteam fi mai bun și astăzi. Cu familia, cu Dumnezeu, puteam face mai mult bine. Mereu trebuie să dorim să ne desăvârșim. Procesul ăsta de a fi mai bun, de sfințire, ține până mori. Toată viața. Așa să ne ajute Domnul. Iată că oamenii aceștia foarte împărșteați, a trebuit adunați și a trebuit un om special, stimați tineri, drumul spre biruință e acesta, o întâlnire personală cu Dumnezeu. Punctați ce vă spun. Trebuie să vă întâlniți cu Dumnezeu. Să vă cunoașteți. Că dacă te întâlnești cu Dumnezeu, te cunoști pe tine. Că Dumnezeu este Sfânt. Dumnezeu este Sfânt. Sfânt este numele Lui. Și când te întâlnești, te prăbușești. Și îți dai seama de uh, mizerile tale și de gândurile tale. Fie ca Duhul Sfânt să facă rob ascultării de cuvânt, orice gând al nostru, la nivelul gândului, la nivelul trupului, la nivelul, nivelul voinței, să ia Dumnezeu comanda și Duhul Sfânt să-și facă templu în trupul nostru. Amen? Asta vrea Dumnezeu. Și l-a întâlnit pe ăsta, s-a întâlnit cu Domnul și așa îl salută de frumos, Îngerul Domnului, Domnul Iisus în cazul ăsta. Și la Manoah, și aici este Domnul Iisus în Vechiul Testament. Domnul este cu tine, Nu-i vine să creadă lui Gedeon. L-a găsit bine, îmi place de Gedeon. O să extraordinar. N-a zis, gata, am avut o descoperire, mă duc direct la pastor, și ceva? Mi-am înregistrat lucrarea. Trebuie să mă pui ceva, să mă faci ceva, să mă mai iei sus la învon. Ce? Ascultă, frate! Domnul este cu tine, lui. Vezi cine zi eu? Gedeon n-a făcut aia. eu, eu viteaz? Iată o atitudine de smerenie, de umilință. Este extraordinar. Este terenul în care Dumnezeu poate să pune daruri și poate să lucreze. Slăvit să fie Domnul! Este terenul ăla plăcut lui Dumnezeu. Reacționează, cum? Și când a zis, Domnul e cu tine, viteazule, știți cum repete el, ați auzit cum am citit? Cum este Domnul cu noi? nu mai zice cu tine, dar numai lui a zis. Copilul ăsta s-a identificat cu frații lui, cu poporul lui Israel și a spus, eu se egal cu toți. Cum e numai cu mine? Domnul cu noi, fraților, eu sunt voi și voi sunteți cu mine. Noi suntem împreună copilul Dumnezeu și atât. Eu nu sunt mai mare ca ușerul care m-a primit cu drag la voi. E slujba mea asta. Toți de aici care faceți o slujbă sunteți ofițerii acelui rege. Slăviți să fie Domnul! Templul avea 12 porți la fiecare poartă erau santinele. Fiecare și la poarta oilor, și la poarta frumoasă, și la poarta gunoiului aceiași ofițeri, cu suliță și ipoleț. Erau slujitorii regelui, plătiți la fel. Nu contează unde slujești, contează cum slujești. Tu ești fiul marelui stăpân, slăvit să fie Domn. Gedeon a înțeles asta, s-a identificat cu oamenii și a spus, Domnul, cum e cu noi dacă ni se întâmplă atâtea lucruri? Deci primul lucru aș vrea să subliniem așa întreagă că Domnul este cu noi, i-a zis viteazul. Hai pune, te rog, să vedem Romani 8 cu 35, câteva versete. Romani 8 cu 35. Iată ce alipire trebuie să avem noi de Dumnezeu, stimați tineri, fete și băieți, iubiți frați și surori. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Pur și simplu ne-am lipit. Și nu ne mai poate deslipi nici necazul, nici strâmtorarea, nici prigoana, nici foamea, nici lipsa de îmbrăcăminte, nici primejdia, nici sabia. Pur și simplu, nimic nu ne mai desparte. Noi ne-am lipit de Dumnezeu. Suntem ai Lui. Iată ce relație vrea Dumnezeu să avem cu El. Uh, Mi-a plăcut smerenia care uh, a avut Ogedion foarte mult și o să vă uh, citesc aici versetul 15, care l-am citit, Gedeon a zis, rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc eu pe Israel? Îți drag de un tânăr din asta. Familia mea, vă place să scrieți, familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Viteazul este o cântare cântăreților nu știu dacă o cântați voi, dar spune cam așa, mă vezi cum cânt și totuși mă lași să cânt așa? De ce nu mă mai mustri cum mă mustrai cândva? Mă vezi cum fac și totuși mă lași să fac așa? De ce nu mă mai mustri cum mă îndreptai cândva? o orba mi-am trufie, cum mi te-am depărtat și Duhul ce meu cel mândru, ce nu-i plăcea mostrat. Iată, dar vrem în seara asta să se întâmple o minune, să ne aplecăm, să ne smerim, să luăm locul care l-a luat Maria, de la care nu se bate nimeni, locul la picioarele Domnului. Mai este loc la cruce pentru tine. Locul smereniei e locul unde vine harul. Smerenia este rampa de lansare spre glorie. Nu se poate merge spre glorie numai din locul ăla. Hristos este etalonul, modelul. Cartea Filipeniului Apostol Pavel spune această rampă de lansare. El s-a smerit. El cu emare. mare s-a smerit. Vă întreb, cine n-are dreptul să se smerească dacă El, Hristos, s-a smerit și s-a smerit tare ca să ajungă pe tron, să-i dea tata tronul, să domnească, să guverneze, să conducă cerul și pământul. S-a smerit și s-a smerit tare până la moarte și încă moarte de cruce, de aceea, de aceea Dumnezeu l-a înălțat încă nespus, nu știe nimeni de sus. E mai sus decât a văzut apostolul Pavel, e mai sus decât scrie cartea asta, e încă nespus, Hristos e mai sus decât s-a putut scrie. Și a ajuns acolo datorită smereniei, umilinței. Apostolul Petru Pescaru scrie la capitolul 5, 1 Petru cu versetul 5, tinerilor, să fiți smeriți, versetul 5 și versetul 6, din 1 Petru, capitolul 5, versetul 5 și versetul 6. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Amin, tinerilor. Amin? Și toți, cei bătrâni, cei tineri, să aveți legături în legăturile voastre fiți împodobiți cu smerenia, căci Dumnezeu stă împotrivă, împotrivă, -l. la cine împotrivă Dumnezeu nu a aștepta progres, frate scump. Acelor mândri, celor smeriți le de har. Amen, Haleluia. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu și la vremea lui Dumnezeu, nu la vremea care o socotești tu, El, Dumnezeu, Domnul, o să vă înalțe. Amen, Haleluia. <laughs> Îmi place ecuația asta extraordinară îndrăgiți-o, deveniți oameni zmeriți și începe să semănați cu Hristos. Începe să aveți loc în opera Lui de mântuire a lumii acesteia. Ești o parte din lucrarea Lui Dumnezeu. Gedeon a fost extraordinar. A făcut acest lucru și la Domnul a plăcut și a continuat povestea între ei să discuta de starea Poporului. Mai vreau să zic un lucru în această seară: a fost că Dumnezeu nu trimite pe nimeni neechipat, neechipat, nepregătit pentru lucrare. Dumnezeu face o chemare, face o echipare la persoane pe care și apoi o trimitere. Nu trimite neechipat. Se părea că Gedeon nu-i destul de echipat pentru lucrare. Și când vorbim de Gedeon, e numele tău acolo. Trebuie să fii echipat, trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu, e primul pas. Să fii smerit, să fii ca un burete în care intră ușor, care culege ușor, care se îmbibă de Cuvântul lui Dumnezeu. Să... Cum își va ține tânărul curată cărarea? Să fii ca un buret care trage, un... se va umplea de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, te apără de păcate. Strâng cuvântul tău, strâng, mereu strâng în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Umplete de Biblie, umplete de Dumnezeu, umpleți mintea, umpleți memoria de cuvântul lui Dumnezeu. Cea mai tare forță este cuvântul lui Dumnezeu care nu va trece o iotă să nu se, să nu se împlinească. Iată ce trebuie. Gedeon n-a fost gata, dar a fost merit. Și când a fost merit, Dumnezeu a putut să așeze deja lucruri extraordinare în el. Domnul Isus acolo, îngerul Domnului, a putut să lucreze cu Gedeon extraordinar și mă rog Domnului în seara asta să fie așa tineri aici, gata să poată Dumnezeu lucra cu ei. Amen. Amen. Să poată să-i transforme și Gedeon, după ce a spus eu sărac, m-am născut cel mai mic din familie, familia e săracă, ce poți să faci cu mine? Tu îmi zici că eu sunt un viteaz. Rogu-te, Vreau să te pun la probă, a zis Chedion. Aproape că nu-mi vine să cred că e a mea descoperirea asta. Te rog să faci lâna care o pun eu afară mâine să fie uscată și tot pământul ud. Nu-mi nu vine să cred că chemarea asta așa de înaltă să fie pentru mine. Credeți-mă, nu știu de ce predic m-am născut la țară, într-o casă fără curent. Săraci, opt frați. Nici nu am școală multă. Seamăn cu asta. A nu-i nu, nu pentru mine. Gedeon a zis, fă să fie așa. Și dimineața s-a dus Gedeon la lână aia. Lână era uscată și tot pământul ud. A zis, nu. rogu te iartă-mă, mâine să fie lână udă și tot pământul uscat. Extraordinar! Începea colaborarea. La do domnul zice, puneți-mă la încercare. Dumnezeu nu pică la examen. Dumnezeu este absolut. El face tot ce vrea în cer și pe pământ. Dumnezeu nu te încurci cu El. Chiar te invită Dumnezeu. Pune-mă la probă! Și să l tot pune la probă. Bine, mai vreau ceva. Mai vreau să-ți aduc o jerfă. Să vedem eu, dacă tu ești, tu îmi vorbești de drept, Așa e frumos, să dau o jerfă. Te aștept. Te aștept aici, a zis îngerul. S-a dus, a pregătit un ied repede. Care a fost mai frumos? A făcut o zeamă, cum a știu, Gedeon, bună, cu carne fiartă, și o ducă toată ca o jerfă. Și a zis, pune carnea pe stânca asta. A răstunat-o pe stâncă, toarnă zeama peste ea ca să, să, nu, să, să nu fie confuz nimic. Și îngerul Domnului, a întins toiagul și a atins șerfa și un foc s-a ridicat în stâncă și a topit șerfa și s-a speriat ăsta. Chiar nu-i glumă. Am văzut pe îngerul Domnului față în față și eu spunea nu se mori. A ajuns Gedeon în prezența lui Dumnezeu și a dea seama că acolo nu e un înger obișnuit, ci era Domnul binecuvântat să fie Domnul care primește jerfe. Îngerii nu primește jerfe. Ăsta a primit pentru că era Domnul Iisus Hristos. Haleluia! Iată cine te pune pe tine, cine te invită pe tine. În Efeseni, capitolul 4, spune Domnul a rânduit în biserică, Apostoli, proroci, evangeliști, păstori și învățători. Cine vrei să te facă? Vot, secret, gașcă de partide, nu? Domnul face aia! Oamenii trebuie să observe doar. Dar ne-am dus și noi cu multe obicei lumești. Nu, Biblia nu zice așa. Domnul pune deoparte, Duhul Sfânt alege și oamenii trebuie să-i vadă pe ăștia și să-i scoată afară, să-i pună la treabă. Nu vreau să schimb regulamentele acum, dar așa cred eu. Avea nevoie de știți de ce? De credință. El nu, încă nu credea nici ce poate să facă el. Observați, credința este o forță supranaturală. Prin credință noi avem lucrurile care nu le vedem, dar sunt ale noastre. Eu prin credință, când se desface cortul ăsta, beteag, care nu știu cât mai are, am o clădire, abia aștept să mă duc acasă. Casa mea nu e în America, nici în România. Mereu, în fiecare zi, mă apropii tot mai mult și mă duc spre la mine acasă. Asta e prin credință. Așa am învățat tata. Așa am citit eu din Biblie. El se ruga noaptea la două și eu l-am auzit. Și eu am transmis asta la copiii mei și dacă ei nu mă mai văd, știu că atunci când sună goarna, care sună numai o dată, o singură melodie, melodia învierii, atunci noi ne vom ridica și ne întâlnim toți pe nor. Hallelujah! Gedeon avea nevoie și face probe cu Dumnezeu cu Domnul acolo și în lumea asta am văzut dușmanii ei, lumea asta trebuie biruită și vreau să găsim arma asta cu care să biruim lumea. Ioan 14 spune despre Domnul Iisus Hristos că viz... pune Ioan 14 cu 1, măcar așa întreacă, rapid, chiar să duce timpul, dar o să galopez în câte, mai stați 5 minute care va cu mine că pastorul stă precis. Să nu vi se, să închideți voi să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți încredere în mine, a spus Mântuitorul. Mă duc la Tatăl, vă... sunt multe locașe, vă pregătesc un loc, vin să vă iau să fiți cu mine. Um, Gedeon avea nevoie să primească o credință puternică și mereu, mereu tot punea pe Domnul la încercare și Domnul a vrut să-l trimită pe el și să-l antreneze. La un moment dat a zis îngerul, ei știi ceva, tu tot mai pus la probă, și eu ți-am făcut ce ai zis tu. Te pun eu la probă acum. Și apoi, nu, nu, nu dintr-o dată a mers Gedeon să bată oameni, să salveze pe Israel. Nu dintr-o dată a fost el mare lider, că acum nu știu cum, lider, liber, lider, lider și suntem mulți lideri, mai folosim tot felul de lucruri. Nu dintr-o dată a fost lider. La un moment dat a zis Îngerul Domnului, te pun eu la probă acum. Ce? te duci acasă la voi, la acasă, te duci acasă, ascultă-mă bine, te duci acasă. La tata tău este un vițel mare, este o antenă parabolică, era antena startei, și Bal, prorocii lui Bal, și distrugi acasă tot. Doamne, ajută-mă să dăm putere și lasă Duhul Sfânt să lucreze în inimile oamenilor. Amen. Tu nu poți să lucri pentru Dumnezeu, să-i zidești altarele Lui, până nu dărâme altarele tale balilor și a startei, până nu te oprești odată cu navigările de pe internet și te tulburi inima și mintea ta e tulburată și o conștiință încărcată, tu te să scapi de astea. Trebuie să le dărâm. Și cu păcatul nu se cochetează. Să rupi cu păcatul, Amen. să o termin. Acum și aici. Amen. Nu că mă lăsa. Acum și aici. A rupe nu înseamnă a aranja, a rupe înseamnă așa, terminat. Să acum te pun la probă. Du-te acasă. Dărâm altarul taicto. Unde v-ați dus voi la șezătoarele voastre acolo? E antena aia mare, stâlpul Astartei și vițelul. Putem păi, omoară toți, dar așa ceva n-ai văzut să pocăit revoluționar. Nici nu te mai pune nimeni, să faci nimic. Du-te, în acasă, s-a temut că-l moară oamenii. Vă dați seama ce vopsit era stâlpul ăla, ce speciale, toți vecinii se adunau acolo la meciuri, la ce făceau ei, eu știu, câte nu mai fac oamenii în grămadă. Când asta lume nu e a mea, cealaltă, nici așa. Mai sunt și bucurii de astea pocăiești. Mă duc aminte că în Poland, băiat extraordinar, un fratele Lazar Ion a zis, frate, veni copilul meu, să adună cu mai mulți pocăi. tineri, așa, cu grupă, sau până dimineața, pe la patru, la tot felul de filme, no, pe la noi se mai întâmplă, voștii tineri cu minți. se adunau așa și pierdeau vremea și a zis, știi ceva? Așa, avea bani să iau o mașină nouă, avea o mașină așa de veche asta, că îi suna Toba după el și ia, am bani, dar nu eu pune nu se pocăiaște. A, vrea, vrea să-l pocăiască pe pe o mașină, și pe bani, să-l măgească și așa, așa. Și m-a dus la casă și să vorbesc eu cu el, am zis, eu vorbesc cu el, dar tu ești afară din cameră. Și fratele eu s-a dus afară din cameră, m-a lăsat cu el. Am zis, Cristi, chiar așa a ajuns sufletul tău și veșnicia ta pe o mașină? Chiar așa de nimic ai ajuns? să și mecherești pe taie că o să o mașină, tu valorezi cât o mașină. Eu dacă aș fi în locul tău, Cristi, i-aș spune la tati, nu mă mai duc la alea, mă duc la adunare, mă și nu-mi trebuie să-mi iei nicio mașină. Eu hotărăsc și nu iei tu mașină că mă i pocăi sau nu. Nu-mi trebuie nicio mașină, eu vreau să mă las de cei rău și gata. Eu așa și face să fiu în locul tău. În ziua aia am rugat cu Cristi. Am plâns pe grumazul lui a observat copilul ăsta că 17 ani avea. A observat că îi spun cu drag, cu inimă, ca și la copilul meu. Și Cristi a venit la adunare și s-a lăsat de grupa aia și s-a dus cu toată inima la Domnul, m-a oprit fratele Lază. Și ce ai făcut cu el? Că nici nu mai trebuie nici mașină. Acum are familie și copii, timpul trecut. De ce ai făcut cu el? A zis nimic, Duhul Sfânt a făcut, iată, în inima mea. că a murit Hristos pentru tine, de dragul lui Dumnezeu, nu că îți dă Tatăl bani sau nu îți dă. Deci, trebuie să crezi în Domnul și să-l iubești pe Domnul fără să fii sponsorizat cu ceva material. Nici moartea, nici durerea, nici foamea, nici sărăcia, nimic nu te deslipește de Hristos. Unul din grați care a rămas, Daniel. Și-a venit peste un an de zile, a toți prietenii mei s-au pocăit, s-au botezat, eu am rămas, vreau și eu să mă botez. A zis, Dane, dar ce patim te-au mai ținut? Bei? Nu beau, frate, Beni, nu beau. Ce faci, drogul, mă? ce faci? Nu, mă fumezi? A făcut pauză. Și-a zis, asta e dar, știi ceva, frate, mă las încet. Mă las încet și de asta. Am strigat la el, la Dane, nu încet, acum! Eram în biroul bisericii cu el și acum trebuie să te lași. ai țigări la tine? Eram doar în birou la biserică. Mă eram încă cu un frate acolo. A ezitat așa, a zis, n-am, n-am țigări. Mă da sora mea niște bani, dar n-am, n-am țigări. Pune-te în genunchi, pun mâinile peste tine, mă rog, și o să scape de duhul ăsta. În timp ce mă rugam, așa tare a mișcat dansul mâinile mele, încât am zis, s-a întâmplat ceva cu ea. S-a rugat, tremura tot. Și -a zis, ce Dane? Și am mințit, am țigări. M-am oprit în rugăciune, am ca mâna în buzunare înăuntru, plângând în hohote. S-a scos un pachet de țigări lungi, așa, și bricheta. Și am mințit, am țigări. L-am rupt. L-am dat lui fratele să arunci într-o pădure și aia pe deapsa ta știi care e să vin miercuri la tinere, să adună la noi 400 de tine, să adună atunci, să spui tot ce ai făcut aici în seara asta, la toți tinerii. Am crezut că nu mai vine în vece asta. Miercuri seara, Însă dacă Dan e aici, să vină aici să spună ce mi-a spus mie zilele trecute în ofis. Să cu liniște, așa ca la voi. Deodată s-a ridicat băiatul, s-a băiat fain înalt și el e căsătorit, are familia cu să și așa a venit în față și a spus tot. În seara aia, cinci tineri și-au predat viața Domnului. Dar între ce ați făcut la tinere? Nimic. Un tânăr și-a mărturisit viața și păcatele și-a lăsat de ele atunci. Când mă vede, mă îmbrăzișează. Zice, tata meu. Iată că Dumnezeu ăla de acolo, din Poland, de aici. Te poate scăpa de patimile tale deodată. Spune, Doamne, ăsta sunt eu. Scoate-mă din groapa pe el, din fundul mocirului du-te acasă, Gedeon, și zdărâmă astarteile și adu jerfă Domnului pe stânca asta, nu pe altarele lui Baal. Amin? Acasă, dărâmă tot. Și nu mai adu jerfe acolo, ci adu ofranda anilor tăi tineri, viața ta, dă lui Hristos de astăzi. Și adu jerfă pe stânca care e Hristos Domnul. Și nu mai aduce în lume acestea. Întoarce-te la Domnul până când ai putere și stână. Gedeon, i-a fost frică ziua, dar a luat 10 prieteni cu care am la el, hoinar destul, și a zis, mă, la noapte veniți cu mine. Nu la distracții, nu la baluri, dar unde ne chemă? Să dărâmăm toate antenele alea. Să terminăm cu cazinourile. Terminăm. Și cu tine, Gedeon m-am întâlnit cu Domnul, atât ai tot. Asta înseamnă să te întâlnești cu Domnul. Vei dărâma tot și s-au dus noaptea. Nu la prostii, s au dus și a dărâmat -a la praf, l-a făcut, a luat vițelul de la taică și l-a dus pe stânca aia și l-a dus jerfă Domnului. Drumul spre biruință. Să te întâlnești cu Domnul, să te umple de credință, să crezi minunile Lui și să dărâmi tot ce trebuie dărâmat Ia. și să începi să zidești pentru Dumnezeu. Eu vreau să închei povestea lui Mare, să nu te încrezi în oameni, în mulțime. Când s-a pocăit Gedeon, că s-a pocăit de tot, au început oamenii să-l vadă din la adunare. Te văd, frații. Când au văzut că s-a pocăit, au început să-i fie drag de Gedeon. Și într-o zi a sunat să meargă după el. Să facă război cu Madianiță, să-i scape, cum a zis Domnul. Știți că s-au venit? Eu acum cântăreți, îmi spun. Dar și ei știu Biblia, cum și eu știu un pic să cânt. 32 de mii de soldați, parcă l văd pe Gedeon. Ca să verifici 32 de mii de ofițeri, nu s puțini, Era aliniați toți. Ia că inima. o să bat pe Madian, 32, băi, gata astea să lupte pentru el aude o voce. Chedeon, deon prea mulți. Dacă mergeți voi să bateți pe Madian, numele meu o să fie mic. O să zică lumea, sigură, a fost puternice, antrenați, tu cu goarna ta. Du-te, spune cine are treabă, e frică să nu moară în războiul ăsta, iubește mai mult casa și familia decât pe Dumnezeu și pe frați. Dacă eu și iubim mai mult, casa și nepoții, nu aș fi aici. Sunt căutarea oamenilor care nu i-am văzut niciodată. Pitori de ei. Pun obrazul lângă oamenii în Ucraina, în Africa. Caut oameni pe frații mei care nu i-am văzut niciodată. Și eu zic, du-te, spune care nu-s gata să moară, le frică. Prețuiesc mai mult decât pe Jehova, casa lor, familia lor, să se ducă acasă. Cât s-au dus! Cât s-au dus! Cât era mai mare groază! Acum, în inima lui, lui Gedeon, când a văzut, 22.000 de oameni a plecat acasă. Aleu! Așa, e mai bătrân le era rușine, se scundea după el azi, dar o întindeau și acasă să acasă, a rămas cu 10.000 totuși 10.000 de oameni și aud iar vocea Cheteon Spre prea mulți eu vreau să fiu mare, credeți-mă Dumnezeu vrea să fie mare mereu vrea din toate lucrurile El să fie mare El să fie totul să-L iubești mai mult decât toată averea decât toată casa ta să-L El să fie primul mai mult decât orice, să-i dai totul lui, că și el a dat totul de pentru tine. Sunt prea mulți. Du-te cu ei la apă, că li sedi ai tot antrenat aici. Și uite-te la ei cum o să bea apă. Și s-a dus la apă cu ei. O mare mulțime s-au pus în genunchi și au băut linișteți apă. Erau obosiți. Cine îi oprea să nu bea? Doar era normal să bea apă. 300 de oameni din mulțimea aia mare, luau apa în pumn. Azi, când eram mic, beam așa, nu aveam pahare atâtea, Beam din pumn apă, din izvoare, când îmblam la trei capre și un țap ce aveam noi. Și îmi băiau apa și vedeau tot, la înălțimea asta tot vezi. Dacă vine Madian, este gata de război tânăr ăsta și noaptea, și ziua. Să vechează tot timpul. Să nu se îngenunchează, să bălăcească, să se simtă bine, cum zicea tânărul, de ce, în mare vacanțe. Să tot timpul nu ținea la el. El era gata să moară în război. Era 300. S-a gândit, probabil, Gedeon, ăștia 300 pleacă acasă, precis, ce limpă e așa și o să rămân cu 900 și 9700. Și Gedeon, Iai pe cei 300 și dute te bate-l pe Madian. Se spune la ceilalți să plece acasă. E s-a rupt inima la asta. Că nu mulțimea dă biruința. Ci Domnul dă biruința. e Biruința de partea lui Dumnezeu. Gedeon n-a știut asta. Tânăr, copil drag. Nu te uita după mulțime. Biruința e în numele Domnului. David cu praște a spus, nu mă tem, în numele Domnului astăzi să stai capul. Eu vin cu numele Domnului. Petru și Ioan n-au avut nici aur, nici argint la poarta frumoasă lângă Slăbănog. Dar au avut cu ei numele Domnului Dumnezeu, și a fost destul să se pocăiască cinci mii de oameni la vindecarea. E numele Domnului cu tine? Parcă tot nu era destul. S-a dus în tabăr Așa de mulți erau ăia în corturile închiși madianiții de, Anisii, de cât ni mării, spune, mulți de tot. Te mă, 300 de oameni. Și auzit el acolo în convins, o descoperire pentru un străin. Și zice Gedeon în capitolul 7, dacă o să citiți, merită să citiți bine povestea lui, mergem la război, faceți ca mine toți vă uitați la mine, iată un tânăr special, să faceți ca mine. Interesant. Ați, la voi cu ușor în America e greu să le explic. O luat un ulcior de lut, o oală de lut, să face lapte acrobună în ea, mai se fierb și sarmale într-o oală de lut. Când eram mici, beam apă rece din ulciorul ăla de lut. 300 de oameni cu trei oale de lut să duc să bată lumea. Ce, ce însemnă asta că Dumnezeu nu, are, Dumnezeu nu are povești așa neexplicate? 300 de ulcioare de lut, luat o lumânare, băgat o făclie de lumină în fiecare oală de lut, cu, cum pleacă ăștia la război, cu un corn de berbec să cânte, că n-avea trompetă, Atum, acum e ce fain, așa cântă extraordinar. Și cu sabia se duce să bate o mulțime cât nisipul mării. Îți faceți ca mine! S-au împărțit în trei cete, câte o sută de oameni, și deodată a luat Gedeon oala și a zis, deodată ca mine faceți, a spart oala de lut. S-au tros 300 de oale, sau au deodată. Și dacă a spart oala, ce a rămas? Lumina. A rămas, nu se vede lumina până nu spargi oala de lut până nu să răstignești firea pământească de care am vorbit, până nu omori eu din tine, nu se vede lumina. A zis, sparge mola de lut și a rămas lumini, 300 de lumini. Și când s-a spart, Madian nu s-a temut. Diavolul nu se teme cât lumina oală. După ce s-a spart oala, diavolul va fi învins. Amin? Iată războiul, imaginea aia este să răstignim firea pământească, să distrugem, că ea luptă împotriva Duhului. Și cine iubește firea pământească, dragostea Tatălui nu e el, și-i vrăjmașul lui Dumnezeu. Noi trebuie să spargem. Gedeon a spart toala de lut, a rămas lumina și a rămas trompeta și a putut să sune. Și -a, atunci sabia lui Domnului și sabia lui Gedeon. Nu a lui Gedeon prima. Și s-au omorât ei între ei. Și așa a fost drumul spre victorie, a luptat Dumnezeu pentru ei. Stimați tineri, Dumnezeu să vă binecuvinteze la război în numele Domnului. Haideți să stăm în picioare pentru rugăciune. Vă să facem o rugăciune în această seară. Eu sunt pornit spre biruință, dar mai am nevoie încă de... încă sunt în război. Și am nevoie ca Dumnezeu în această seară împreună cu voi să-mi dea din nou putere. Să mă umple de Duhul Sfânt, să umple de putere să birui orice gând să facem rob ascultării de Hristos. Dacă mai e cineva, ridică mâna, vreau să mă rog și pentru tine. Mai sunt oameni care au nevoie de biruință, de putere. Dumnezeu care are mâna îndreptată spre mâna ta. În timp ce nu ți e rușine și ai nevoie de Dumnezeu și ridici mâna, vreau să-ți spun, mâna lui Dumnezeu e coborâtă, să te scoată din groapa pieirii, din fundul mocirlii, din neputință, din, din indeciziile tale. E problema ta, lăsați mâinile jos. Și acum mai întreb o dată pentru cei ce n-ați ridicat mâna. Ca în ziua Domnului să zică, de ce n-ai mai întrebat? Era un acolo care a avut și el, a fost rușine. Eu zic că astăzi merită să sfidăm rușinea. Și să zicem, Doamne, îmi ridic și eu mâna, am acasă copii care nu mă ascultă, am nevoie, eu am fost învins, eu am vorbit de rău pe frați, eu vreau în seara asta să fiu un biruitor, să mă birui pe mine, să birui spitele de astăzi, să birui, să, să dărâm tot ce e acasă, nu pot dărâma, vreau să mă duc acasă, să șterg și să nu mai îmi fac parole niciodată acolo. Străbe putere de biruință. Domnul vrea să-ți o dea în seara asta. Vrei să ridici mâna acum, împreună? Dumnezeu să vă binecuvinteze. O să vedeți minunile pe care Dumnezeu le va face în viața voastră. Să începem să ne rugăm toți împreună. Dumnezeu să lucreze în numele Domnului.